Salut, prieteni! Sunt Adrian Pârvu și bine v-am găsit pe canalul Știri de Actualitate. Tragedie! Un tată și-a aruncat cele două fetițe pe fundul Oceanului Atlantic ca să se răzbune pe mama lor. Un caz îngrozitor a zguduit din temelii comunitatea din Tenerife atunci când două surori, Ana și Olivia, în vârstă de 6, respectiv un an, au fost date dispărut. Conform celor de la Observator News.ro, care citează Daily Mail, nava de căutare Angels Alvarino, care se afla la 3.000 de distanță de coastă, a găsit la aproximativ 1.000 de metri sub apă o pungă în care se afla cadavrul fetiței de 6 anișori, răpită alături de sora ei, Ana, de către tatăl lor, pe data de 27 aprilie 2021. După minuțioase cercetări, s-a descoperit că trupul aparținea fetiței Olivia Gimeno. Cadavrul a fost găsit într-o geantă sport în adâncul oceanului, strâns legată de o ancoră. Autoritățile au declarat că, în așteptarea unor teste medico-legale concludente, corpul ar putea corespunde Oliviei, tânăra care a dispărut la sfârșitul lunii aprilie împreună cu sora ei de un an. La doar câteva ore are loc o actualizare a informațiilor după ce o navă de salvare spaniolă a găsit un cilindru de oxigen și un scaun de siguranță pentru copii care aparținea Anei. Rapoartele locale susțin că Gimeno s-a dus la casa doamnei Zimmerman în jurul orei 17 pe data de 27 aprilie, luând-o pe Ana și apoi pe Olivia de la un curs de germană. Copiii ar fi trebuit să se afle acasă la tată. Dacă mama a sosit mai târziu, în acea seară, pentru a-i lua înapoi, nimeni nu a răspuns la ușă. Cei doi au vorbit în repetate rânduri la telefon pe parcursul nopții, timp în care el și-a amenințat fosta soție, susținând de mai multe ori că nu-ți va mai putea vedea copiii. În jurul orei 19:30, tatăl a fost văzut la portul de agrement local, fără copii, încărcând valize și saci pe barcă. Vasul gol a fost găsit în ziua următoare după ce a aruncat ancora de pe Puerto de Guilmar. Rapoartele locale sugerează că Gimeno a fost ajutat de cel puțin un alt suspect în efectuarea acestei răpiri premeditate. O uriașă campanie de socializare a fost lansată când a apărut prima dată cazul, într-un efort disperat de a ajuta și a sprijini mama fetelor. José Manuel Bermúdez, primarul Santa Cruz din capitala Tenerife, a anunțat un minut de tăcere pentru Ana și Olivia vineri la prânz. Președintele insulelor Canare, Angel Victor Torres, a adăugat: săptămâni în speranța de a primi vești pline de speranță și astăzi primim cele mai proaste vești posibile care să ne înghețe sufletul despre fetele din Tenerife, Ana și Olivia. Dragi prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut articolul, puteți să-mi lăsați un comentariu, să-mi dați un like și să vă abonați acestei pagini. O zi frumoasă!